Deci, împreună cu Gabi, am pornit într-o excursie pe care vreau să o aduc înaintea voastră și dacă vă face plăcere să veniți împreună cu noi în excursia asta de pandemie și după ce parcurgeți câteva clipe împreună cu noi, o să vă încurajez să continuați excursia asta de pandemie, luându-vă rucsacul vremii în spate și scotocind prin amintirile vieții. Să vă bucurați de ele și să continuați să le adunați cu sârg, din ce în ce mai frumoase, chiar dacă vremurile nu sunt cele mai potrivite, amintirile pe care voi le puteți țese și aduna în rucsacul vremii pot fi foarte frumoase și o să vedeți și care este secretul. Eu, dacă îmi permiteți, înainte de a începe călătoria noastră, aș vrea să vă recit cuvintele acestui cântec al excursiei. Știți că fiecare excursie trebuie să aibă un cântec de călătorie, de excursie. Și versurile acestui cântec spun așa: în rucsacul vremii, zi de zi purtăm amintirea clipelor ce zbor și când ostenit te oprești, la răscruci de vremi de ești, cât de dragă ție să-ți amintești. Caută în tot ce faci sau ești, pașii lui mereu să-i regăsești. Mâna lui în mâna ta s-o ții zi de zi. Mai de preț nimic n-ai să găsești ca iubirea ce o dăruiești. Și când simți că nu mai poți iubi, să știi că înaintea voastră se deschide drum, luați cu voi pe Iisus ca prieten bun și veți fi un cer senin printre lacrimi, flori sau spini, liniște în mijloc de furtuni. În rucsacul vremii să purtați mereu amintiri frumoase cu Dumnezeu și când osteniți, vă opriți la vreme de asfințit, cât de drag va fi să vă amintiți. Astea sunt versurile. Sunt vremuri de răscruce, vremuri de care ne vom aminti și pandemia asta cu siguranță va fi una din ele, așa că e un moment de răscruce în care vă încurajez să vă opriți, liniștiți, să scotociți în rucsacul vremii și să căutați ce-i frumos din amintirile voastre, să le împărtășiți unii cu alții, să vă bucurați de ele și să continuați, așa cum spun în cântecul ăsta, să adunați amintiri frumoase cu Dumnezeu. Înțeleptul Solomon spunea în cartea Eclesiastului: orice lucru, El, Dumnezeu, îl face frumos la vremea Lui. Așa că dacă umblați cu Dumnezeu și în prezența Lui, cu siguranță veți avea o sumedenie de amintiri frumoase pe care le veți îndesa în rucsacul vieții voastre, în rucsacul vremii și la momente de răscruce cum e ăsta, să vă puteți bucura de ele. Și spuneam în versurile cântecului: caută în tot ce faci sau ești, pașii Lui mereu să-i regăsești, mâna Lui în mâna ta s-o ții zi de zi, mai de preț nimic n-ai să găsești ca iubirea ce o dăruiești. Nu uitați lucrul ăsta, e sfatul meu pentru voi. Nu veți putea găsi nimic mai de preț în viața voastră decât în a dărui iubire celui de lângă tine, celor de lângă tine, celor cu care trăiești zi de zi. Porniți!